suntem alături de voi într-o seară de vacanțe muzicale, cu totul și cu totul deosebită. Deosebită, dar să știți că publicul de vacanță este oarecum obișnuit, pentru că an de an noi avem această seară de pop-rock, o seară în care ieșim din tipare, o seară în care încercăm să ne apropiem de publicul tânăr. Și mă bucur tare mult că sunteți foarte mulți astă seară alături de noi. Sunteți convinsă că imediat ce o să înceapă beat-ul, o să fim și mai mulți. Exact, luați acolo locuri, luați-vă locurile cât de repede puteți să vă așezați cât mai bine, pentru că piața aici va fi full în următoarea oră și ceva pentru recitalul special pe care l-am pregătit în această seară. Deocamdată vreau să vă reamintesc că evenimentul Vacanțe Muzicale este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean. Parteneri ne sunt și le mulțumim pentru acest lucru Primăria și Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț. Deci noi ne stricăm renumele, că toată lumea știe că moldovenii sănătoși, plămâni puternici. Deci, mai mult decât atât, suntem foarte primitori. Nu mai decât să las la piepe, să te petreci în sufletul meu. Hai dă mai tare muzică, că eu mă uit în gol, culcat la bădare. Nu mai decât să las la piepe, să te petreci în sufletul meu. Hai dă mai tare muzică, că eu mă uit în gol, culcat la bădare. Imposibil și speranța noastră lase. Deci nu vă se adotrești pe punctul că nimeni toți peste mărere. Semi-dat, semi-dat, semi-dai, semi-glești, dar vreau să mai stai. Nu mă lăsa nimeni de dans, în șapte s-am înspărat ultimul dans. Rămâi și dansează copii, e dor de un păstează distanță. E dor de un păstează distanță. Arimii cu inima mea să te părbată în noapte. Cintește atent pe ochii închiște, mai nu sunt de mici, ne ca să mă pici. Zâmbește-n cu frică, arunc-o în gol. Suntem bine? Și noi suntem foarte bine. Vă mulțumim mult că ne-ați privilegiat într-un număr atât de mare. Mulțumim din suflet. Că trebuie să primească o plachetă pentru participarea la Vacanțe Muzicale, ediția din 2024. Niciun artist care urcă pe scena Vacanțelor Muzicale nu pleacă acasă foarte ușor și nu pleacă cu mâna goală. Ne dorim să păstreze în sufletul lui această amintire frumoasă care a venit la Piatra Neamț și iată, a avut parte de un public absolut senzațional. Așa că vreau să facem un pic de gălăgie pentru treaba asta. Încercăm! Bine, să așteptăm alături de noi pe scenă doamna Carmen Elena Anastase, managerul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, să vină alături de noi pentru înmânarea acestei plachete. Știu sigur de la Denis, pentru că am mai fost aici la Piatra Neamț, care mi-a spus niște amintiri extrem de plăcute și că adoră publicul din Piatra Neamț. Acesta este meritul vostru pentru care meritați aplauze. Aplauze pentru voi, aplauze pentru public minunat aici la Piatra Neamț, publicul de Vacanțe Muzicale. Trebuie să ne ajutați cu un pic mai multă gălăgie. Haideți să vedem dacă reușim să facem asta. Sună bine! Sună foarte
Bine, și bine, bine și Denis imediat alături de voi. Vă mută însă o seară pe care v-am promis-o ca fiind una specială și sperăm că nu ne-am dezis, ne-am ținut frumos de cuvânt. Haideți să invităm din nou pe scenă doamna Carmen Elena Anastase și Denis să vină alături de noi, pentru că vrem să-i înmânăm o amintire din partea noastră, să ne țină minte că am venit pe mine. Nu trebuie să pleci de pe scenă, cine te vrea aici, trebuie să rămâi, n-avem ce să facem. Mulțumim că ai fost doamna manager și în scenă, Carmen Elena Anastase, înmânează chiar acum placheta festivalului Vacanțe Muzicale. Din partea publicului și din partea vacanțelor muzicale, o mică amintire. Nu oricine vine pe scenă și chiar sunteți perfect pentru vacanțe muzicale. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Am un pic de aplauze și pentru organizatori, e foarte tare ce e aici. Cea mai faină scenă din la Piatra Neamț pe care am fost vreodată, a treia oară când vin la voi. Și m-am simțit super. Mulțumesc frumos! Un pic de aplauze pentru Radu, vreau în special, pe omul ăsta îl știu de câți ani. Numai pentru am aflat, okay. Am aflat că trebuie să iau un premiu când coboram de pe scenă. Hai, trebuie să iau un premiu. Zic, nu, noi numai bani. Nu, glumesc. Vă mulțumim din suflet, dragilor. E onoare pentru noi fiecare gest de genul dat, pentru că aici se vede, de fapt, atenția la detalii. Vă mulțumim mult. Vă mulțumesc mult orașului vostru. Mulțumesc mult oamenilor voștri. Ați fost și sunteți extraordinar de fani. Mersi frumos încă o dată. Să aveți o seară superbă. Asta înseamnă să fii artist, Denis. Te iubim, îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi.